Am revenit, vorbeam despre modul în care semnele de foc și guvernatorilor în tema natală pot să ne dea indicii semnificative despre optimism, despre entuziasm în situații limită, dar și despre situații în care pot să fi predispus sau nu pesimismului sau depresiei. Și, apropo de nativii săgetător, spuneam că este foarte important să înțelegem faptul că o structură bună pe semne de foc, îți dă această, această. Ai acest beneficiu, de fapt, cu această structură bună pe semne de foc, să fii echilibrat și să nu fii predispus la depresie. Deci, trebuie să analizăm aceste lucruri. Dacă nativii cercetători acum sunt în anumite conflicte cu persoane care nu mai merită să facă parte din anturajul lor, pentru că Pluto a făcut un fel de echilibristică printre relațiile nativilor săgetători. Acum el sigur că da, se mută pe casa a treia, a mai venit un pic retrograd pe casa a doua. Săgetătorii sunt puțin agitați, este, aș spune eu, zona care îi blochează puțin în a funcționa la adevărata lor capacitate. Avem în schimb un trigger foarte uh, puternic, avem un Venus pe casa 12, chiar dacă este în exil, dar uh, și o planetă în exil poate să fie. Un, uh, uh, un uh, sprijin. Uh, este o planetă ajutor pentru că există ceva, o zonă din care nativul săgetător și a forța. Și zona aceasta îi conectează la persoane care emite mană o magie către, către ei. Persoane cu care se înțeleg foarte bine, cu care. Există o colaborare sau o comunicare uh, emoțională foarte frumoasă. Persoane care uh, nu au uh, niciun fel de disensiune, nu, au, nu manifestă niciun fel de uh, răutate sau niciun fel de, uh, să spunem așa, gând negativ față de nativii săgetători, și uh, ei și-au pur și simplu puterea de la aceste uh, persoane. Uh, foarte frumos este aspectul sprijin. Planeta Sprijin este Venus pentru săgetători și, evident, uh, Neptun, adică un fel de Comunicare între persoane care țin cu adevărat la nativii săgetători, care sunt foarte directe, care sunt foarte uh, cinstite, care sunt foarte sincere față de ei. Pot fi membrii ai familiei, pot fi prieteni de suflet, pot fi persoane cu care au orice fel de comunicare. Deci, este o comunicare bazată pe sinceritate. Uh, deci, uh, sprijinul acesta care vine de la Neptun vorbește despre faptul că este o perioadă în care nativul săgetător are nevoie de lucruri autentice, are nevoie de forța aceea care îți vine de la ceva ce tu știi că faci și faci din tot sufletul, adică n-ai, știți cum se spune că de multe ori lumea are tendința să întrebe, este, nu știu, este cineva aproape de sufletul meu sau este jobul acesta, locul acesta de muncă potrivit? Păi în momentul în care tu știi sigur că o persoană este potrivită pentru tine sau că ești la locul de muncă potrivit sau că ți-ai întâlnit cum se spune sufletul pereche, în momentul acela nu mai trebuie să întrebi pe nimeni. Exact. Pentru că în acel moment, practic, tu ești în control. În momentul în care ai foarte multe întrebări, tu nu ești în control. Sigur, trebuie să ne gândim la următorul aspect. Nativul societător, care este un nativ atât de, de bun și de generos și de potrivit cu ceea ce are el de făcut, înțelege, trebuie să înțeleagă foarte clar dacă eu rezonez cu toată ființa mea, cu persoana respectivă mă simt bine, mă simt confortabil, parcă aș vrea să-mi petrec ore întregi discutând sau chiar și numai bând un ceai și uitându-ne cum plouă afară. Ei bine, cred că nu mai trebuie să se întrebe nimic. În schimb, dacă zice, au, dar ăsta, iau te el bea, vine, o bea bere, îmi place o echipă de fotbal, lui îmi place cealaltă cu care tocmai se face meciul acum, o fi bun prieten, o fi iubirea vieții mele, o fi camaradul care o să fie cu mine până la moarte? Dacă nu sunt alte elemente care să-i stabilizeze, ei bine nu, nu o să fie. Uh, și n-ar mai trebui întrebări din punctul acesta de vedere. Ai zis excellent. Uh, Ce are nevoie nativul săgetător uh, să-și <coughs> găsească și el autenticitatea, care este tot autenticitatea valorilor raționale, valorilor luminoase, valorilor înalte, valorilor spirituale. Uh, pentru că uh, cei care sunt uh, nu zodi de foc, dar și cei care au în tipar fie uh, rezultat din horoscop, fie dobândit în cursul acestei vieți, ca atare. Deci cine lucrează cu Dumnezeu, se solarizează mai tare decât uh, cine e născut cu toate planetele în, <laughs> în case de foc. Da, pentru că e puterea de sus care luminează și îndepărtează negurile și tristețile și sigur, sigur, depresiile. Da. da, noi analizăm o pornim de la ceea ce e? Da, Sigur că sigur da, da, pentru că de la știu ce Dumnezeu, ce da. asta știm noi. După aia hotărăște cel de sus ce tot face cu fiecare persoane care au o consistență în structură, pentru că până și la Dumnezeu te duce o structură, adică Exact, exact, dar optimismul și pozitivul sunt foarte importante în lucrul cu, cu Divinitatea, pentru că face parte din comunicarea aceasta cu spațiul Divin să fii optimist și tonic și să le, de exemplu, dacă sunt două persoane, o persoană care tot timpul se plânge, se văicărește, și te spune care are probleme că, și nu te, nu te înconjoară cu, cu iubire și cu acea zonă de confort emoțional. Nu este chiar într-o totul în vibrația divină, pe când cei care chiar dacă au probleme sunt pozitivi, îi vezi așa că... Ce voiam să te întreb, Alina, crezi că pot să fie zodiile de apă să aibă această pozitivitate yang? Sigur că da, spre exemplu, sunt foarte multe persoane cu un soare în pești, să spunem, sau un scorpion sau un rac, care, în schimb, au mult tonus dat de alte planete aflate în semne de foc. Uh -huh. Și atunci sau, au multă zonă, pe sexile, de exemplu, și sexile și trigoanele pot vorbi despre energie yang. În principiu, inul este activat mai ales de aspectele negative pe semne de apă. Și de aceea spuneam că astrologia nu este beletristică. De multe ori auzim faptul că, nu știu, sunt uh, fecioară și mă înțeleg cu nativii uh, din Capricorn, să spunem. Repet, compatibilitatea. Există un anumit tip de compatibilitate solară. Da, poți face o compatibilitate pe soare, dar este atât de incompletă dacă vrem cu adevărat o compatibilitate. Trebuie suprapusă o temă astrală total peste o temă a partenerului identificată cu ziua, un an și ora nașterii și localitate, pentru că altfel nu putem vorbi de despre o compatibilitate făcută ca la carte. Nu poți să faci compatibilitatea doar pe o planetă ta și o planetă partenerului sau a unei persoane cu care vrei să faci compatibilitatea, am vedere că sunt 10 planete într-o hartă, este logic. Deci nu poți să vorbești doar despre faptul că tu ești, nu știu, nativ balanță și îți faci compatibilitatea cu un nativ vărsător și spui că ești compatibil. Da, ești compatibil pe trigonocrație, adică doar că soarele însemne de foc sau de apă sau de aer și înseamnă că oarecum aparent ai o calitate plus că înseamnă și te, te uiți și cum este aspectat acel soare dar dacă cu adevărat vrei să faci o sinastrie completă, o compatibilitate sau o suprapunere completă, trebuie să urmărești toate, toate intraspectele pe cele două teme și da, răspunsul la întrebare este da, pentru că poate să, poate să fie o, o, o persoană cu o soare în semn de apă și să aibă o structură pe semne de foc în tema natală impecabilă și atunci nici nu, se, nici nu, nici nu are acel emoțional de semn de apă, pentru că el structura de bază și-o ia de la semnele de foc și invers, poate să fie o persoană în semn de foc dar cu multe planete pe semne de apă tensionate și atunci e mai emotiv decât un semn de apă. Dar pentru un nativi săgetător în mod special este foarte important în această perioadă să identificați persoanele forță, să identificați proiectele și zonele de forță Uh, cu acest Venus atât de frumos structurat acum pe casa 12-a, nativii săgetători își găsesc niște aliații, își găsesc un sprijin în persoane cu care manifestă același tip de preocupări uh, și va veni multă infuzie energetică de aici, un fel de protectori în această uh, perioadă. Vom vedea foarte mulți nativi săgetători care aleg să se mute sau aleg să-și reîmprospăteze, să spunem, spațiul domestic. Există o, o, o dorință care vine din interior, parcă nu mai suportă ceva nativii săgetători legat de uh, zona în care își petrec timpul acasă. Nu știu, parcă simt nevoia pe undeva să-și refacă uh, planul acesta domestic. Îi vom vedea mulți, își redecorează, schimbă, uh, restructurează. Uh, până la urmă, în această perioadă, este imposibil să obținem liniște sufletească dacă nu restructurăm total ceva. Un domeniu oricare ar fi el fie că te pleci de acasă, te îți schimbi casa, nu pleci de acasă. Îți schimbi casa sau îți schimbi uh, biroul, sau îți schimbi, uh, să spunem așa, vestimentația, sau îți schimbi anturajul, ceva trebuie schimbat. În general vorbim acum. Dar în mod special pentru nativi uh, săgetători, este foarte important să analizăm și acest Jupiter, el se află în semnul opus acolo unde este în exil. Jupiter, amprentând bine soarele, favorizează semnele de foc și pe lei și pe săgetători și pe berbeci. Um, un factor de noroc în mod uh, special pentru nativii săgetători uh, s-ar putea să apară persoane care uh, vin cu un plus uh, în plan financiar sau puteți să uh, faceți uh, tot felul de proiecte sau afaceri uh, de bună uh, augur cu anumite persoane care sunt trimise direct de către divinitate în viața nativilor săgetători. Foarte frumoasă perioada aceasta. Și, nu în ultimul rând, evident, introspecție și meditație. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Capricorn. Evident, structura saturniană își spune cuvântul. Saturn trină Marte vorbește pe semne de apă pentru nativii Capricorn despre șansa de a avea o preocupare care vă reechilibrează biologic. Găsiți-vă un hobby sau uh, mergeți undeva unde vorbiți aceeași limbă, cum se spune, cu persoanele de acolo. Este foarte important pentru nativii Capricorn să uh, discute și să se asambleze cu persoane cu care au același tip de preocupări, cu persoane cu care... Discută aceleași lucruri, nu încercați să vă duceți într-o zonă în care întâlniți persoane cu care, nu știu, cu care intrați într-o polemică. Până la urmă, în această perioadă, chiar și trebuie să ne întrebăm pentru ce polemizăm, pentru că dacă vorbești cu cineva care are altă structură sufletească, care are altă structură, uh, nici nu are rost să te cerți pentru că la fiecare se inflamează, sufletul este ca și când te-ai certat dacă este mai bun desertul sau este mai bun, uh, nu știu, este mai bună sunt mai bune pastele, să spunem. Sunt două lucruri total diferite. Deci nu trebuie să intrați în conflicte de nicio natură cu nimeni, pentru că acum este o perioadă în care ideal ar fi pentru nativii Capricorn să relaționeze cât mai mult cu persoane cu care au același tip de preocupări, cu care vă plac aceleași lucruri și mai ales persoane care fac parte din arealul lor. Adică să vizitați aceleași locuri, să trăiți în aceleași locuri. Este acest pluton semn acum vorbește despre faptul că rădăcinile devin foarte importante. S-ar putea să vă înțelegeți mai bine cu acele persoane cu care sunteți în același loc, cu aceleași persoane cu care aveți preocupări comune de când vă știți. Este foarte greu acum pentru nativii Capricorn să găsească alt gen de persoane cu care să se asambleze, altfel mai bine luptați pentru persoane pe care le știți de o viață decât să vă gândiți că puteți cunoaște, asta vorbim strict pentru natura saturniană. În vreme ce la nativii săgetători din potrivă puteau să primească zonă de bucurie și să aibă foarte multă mulțumire de la persoane pe care le cunoșteau de curând, pentru nativii Capricorn sau cei cu structură Capricorn, cu structură saturniană, este, uh, și vorbim despre tipar, poți fi săgetător cu tipar de capricorn sau poți fi leu cu tipar de capricorn, dar pentru cei care se știu cu tipar de capricorn este important să meargă pe un drum comun, mai ales cu acele persoane cu care de viață știți că aveți structură comună. Da, acesta este un lucru foarte important pentru că dă stabilitate, dă încredere, dă autenticitate, că vorbeam de autenticitate mai devreme. Uh, Vorbim totuși la nivel general pentru toți nativii. Este o perioadă de război al convingerilor, al opțiunilor. Deci acum se confruntă la nivelul global, la nivelul întregii lumi, nu numai în România. Păreri divergente, soluții divergente, aparent divergente, ele pot să fie și complementare la rigoare. Dacă se bazează pe principii similare, adică dacă se bazează pe lumină, toate părerile până la urmă converg în același loc, adică la bine. Și la împlinire. Da, e o perioadă de conflicte majore din punct de vedere al tipologiilor de soluții care sunt propuse. Uh, și asta generează la cei incapabili să vadă adevărul din spuse și numai partea de conflict aparent uh, posibilitatea unor uh, uh, renunțări la... Uh, relații care nu sunt autentice, însă, dar tot se renunță la ele. E, Nativul Capricorn nu trebuie să ajungă în astfel de situații. Ceea ce ai descris atât de bine mai devreme este paza bună care trece, primești diarea, faptul că, în ceea ce privește pe Capricorn, confortul generat de, de prezența în jurul lor a unor persoane în care se regăsesc opțiuni și rezonanță le oferă stabilitatea de care au atâta nevoie. Altfel, este foarte problematic. Deci toți suntem acum agresați pe partea aceasta de hai să ne certăm că eu spun că drumul din stânga e mai bun, tu zici că e cel din dreapta. Tot acolo duc ambele drumuri până la urmă, dar să nu facem un cap de țară din așa ceva. E, bine zis cap de țară, pentru că acum suntem și într-o perioadă de alegeri la nivel global. Anul ăsta a fost un an al alegerilor, cred că o treime din populația lumii a votat, dacă nu mai au și de votat în România, Republica Moldova, în Statele Unite ale Americii, în atâtea alte țări. Și vreau să zic că toate lucrurile astea trebuie privite cu înțelepciune. Dacă țineți minte, la legerile din 90 s-au destrămat fapin, i-au divorțat pentru că erau opinii politice total diferite erau de fapt doar pretexte, erau niște conflicte acolo și au îmbrăcat forma aceea obținilor politice. Nu era de fapt. Da. Uh, un alt aspect foarte, foarte important pentru nativii uh, Capricorn uh, este vorba despre un soi de sensibilitate aparte pe care uh, uh, vă dă acest uh, marte pe semn opus. Un marte care spuneam fiind tensionat cu Soarele și cu Mercur vorbește despre un soi de foc de artificii așa nu știu, este ceva care aprinde așa o, o flacără dar o flacără nefastă pe undeva, adică ceva îi deranjează destul de puternic pe nativi capricorn iar modul în care abordați ceea ce vă deranjează ar trebui să fie destul de neutru pe undeva adică dacă s-ar putea să nu dați atâta importanță. Dacă s-ar putea să tratați mai spiritual, mai filozofic, problema asta ar fi ne mai pomeni pentru că nu pare a fi un conflict atât de, de mare anvergură încât să se inflameze energetic nativii Capricorn. Energia trebuie dusă către zona constructivă. Avem foarte multe lucruri cu Pluto sextil spuneam Venus, Pluto, Sextil, Neptun în această perioadă și Pluto, Trină, Uranus nativii Capricorn au multe lucruri de construit trebuie să puneți atât la locul de muncă cât și în alte domenii bazele unei structuri foarte solide, repet, totul acum vorbește despre structură imaginați-vă viața dumneavoastră într-un mod nu știu, încercați să o comparați cu ceva, încercați să o expuneți pe o foaie de hârtie, ca și când v-ar spune un psiholog sau un astrolog puneți viața pe o... desenează viața pe o hârtie. Deci trebuie să... Da, bine, aici este vorba și despre interpretare, dacă interpretarea nu este făcută corect, orice fel de astfel de test, nu-și mai are sensul, pentru că trebuie să-i faci omului interpretarea foarte corect. Dar tu poți să vezi, de exemplu, la nivel de structură, tu poți să aștepți pe o foaie de hârtie viața ta în momentul respectiv, într-un mod foarte apropiat de realitate. Este da. foarte interesant. Revenim după publicitate. Am revenit uh, pentru. Uh, ca o, și o concluzie pentru nativii Capricorn. Uh, este o perioadă în care trebuie să se înțeleagă mai ales acele puncte cheie, mai ales acele puncte care au și ceva care uh, vi se pare dumneavoastră că nu funcționează după toate reperele corect. Oricum, nativii Capricorn au identificat aproape tot. Cred că dacă întrebi un nativ Capricorn știe... Uh, fiecare aspect în amănunt al vieții sale cum funcționează. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativi vărsător care sunt aspectele cele mai relevante săptămâna următoare. Nu putem să nu vorbim despre Pluto care se găsește chiar în imediata vecinătate. Prost aspect tensionat cu uh, Mercur și cu Soarele. Există un soi de agresiune care poate să vină din partea unor persoane cu care niciodată sau față de care niciodată nu ați avut așa o simpatie deosebită, poate nu ați avut o consistență energetică dar totuși, acele persoane pot să fie mentori în sensul că vă învață oarecum să uh, fiți uh, uh, cât mai uh, permisiv, să spunem așa. Uh, ce vi se pare cel mai relevant uh, la nativii vărsători? Uh, nativii vărsători, perioada aceasta, într-adevăr, se confruntă cu provocări. Eu asta aș că ar putea să și înțelegă ceva din provocările la care sunt supuși și asta este partea bună. Ce vreau să zic? Așa cum sunt ei ca zodie spirituală, ca zodie înțeleaptă, ca zodie ca filozofică, am putea spune aproape că, ei sunt însoțiți și de o mare doză de naivitate și de inadecvare la anumite lucruri din viața reală își închipă de prea multe ori că lucrurile sunt așa cum ar dori ei să vadă sau cum le văd ei de departe, în loc să facă o analiză mai aplicată a realității și să-și dea seama că uh, s-ar putea judecata lor să fie oarecum unilaterală. Și atunci când se lovesc de persoane mult mai, să nu zicem aplicate, să zicem cu preocupări mult mai joase, uh, dar cu o pricepere a descurcării, reniei, să fim și mai răutăcioși în viața reală, ei bine, când se lovesc ei de treaba asta, să-și dea seama că, ups, am greșit, hai să văd dacă mai pot să salvez ceva din ceea ce este de salvat. Dar important asta este să înțeleagă foarte bine faptul că dacă ei s-au supărat, nu înseamnă că lumea s-a supărat pe respectivii, adică trebuie să ia, nativul mai concret, nativul vărsător, trebuie să ia, să tragă o concluzie din ceea ce ei se întâmplă acum. Dacă nu ar însemna lucru, dacă nu înțeleg lucrul ăsta, calea este deschisă spre ce? Spre eșec în primul pas și după aceea spre suferință. Ori este păcat pentru că nativul vărsător are capacitatea de a aduce lucruri importante în, în viața celor din jurul lor și chiar cei care sunt cu poziții publice în limite mai departate, poate la nivelul unui grup social, poate la nivel internațional. Ceea ce vreau să zic este însă că trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, să trebuie să renunțe și la iluzii. Iluziile cred că sunt un preț mic față de rezultatele la care pot ajunge, dar renunțarea la iluzii este dureroasă pentru nativul vărsător, care m-aș bucura să poată să o facă așa cu seninătate și cu înălțare. Dar este absolut necesar Un alt aspect foarte important este relevanța cu care guvernatorul vărsătorilor Uranus vine acum El vine cu, ca o explozie, este foarte puternic acest Uranus El prin toate aspectele pe care le face, prin sextilul cu prin Trigonul cu Pluto, prin sextilul cu Neptun și prin opoziția cu Venus, de ce nu Vine și vorbește și mai face un sextil super cu marte. Vorbește despre lucruri pe care dacă le faci cu încredere că vei reuși, chiar vei reuși. Deci, nativii vărsători trebuie să aibă proiecte foarte bine definite, foarte bine determinate, trebuie să intre în legătură cu persoane care le împărtășesc dorința către proiectele respective. Și pe undeva ar trebui să înțeleagă care este zona în care ei se pot remarca și pot veni cu unicitate, cu creativitate, cu originalitate. Nu vor avea reușită, evident, în acele domenii, în acele zone în care uh, sunt uh, uh, și alte persoane care poate chiar au uh, mult mai multă experiență sau au uh, mult, mai multe, mult mai multe lucruri de spus. Ei trebuie să identifice acea zonă în care ei sunt cei care. Se remarcă cei maestri. care sunt în evidență, cei care sunt maeștri, exact, da. nu este deloc greu, pentru că nativii vărsători oricum au foarte multe preocupări. Soarele acum conjunct cu mercur sau aproape de mercur nu este chiar conjunct, dar totuși este aproape de mercur la 10 grade. Soarele vorbește despre faptul că putem să ne gândim la toate zonele care ne creează disconfort și putem să lucrăm pe ele. Cel mai periculos în această perioadă este pentru toate zodiile, nu doar pentru nativ vărsător, să rămânem în zona de disconfort și să ne gândim în fiecare zi la ea, ca fiind zona de disconfort. Și cel mai productiv lucru pe care putem să-l facem este să ieșim din aceste zone care ne produc disconfort. Cum? Făcând ceva constructiv acolo. Adică dacă te deranjează ceva, nu știu, te deranjează locuința, te deranjează un loc de muncă, te deranjează o persoană, ești din zona respectivă, du-te către altceva. Și trebuie să-și mobilizeze toate forțele nativi vărsători, și să se ducă pe acele, spre acele zone de confort, spre acele zone în care ei se simt puternici, deci descoperă puterea, ia puterea înapoi, pentru că este foarte important să devenim conștienți de toate. Atorile noastre în această perioadă, trebuie să uh, vedem în ce domeniu ni se cere să fim puternici, acolo unde suntem chiar puternici psihic, este bine să activăm, să acționăm. Și Nativul Vărsător descoperă care este acea zonă în care are această putere. Adică, mai exact acolo unde aveți un cuvânt de spus, spuneți ceva. Revenim după publicitate cu Nativii Pești. Am revenit să vedem acum pentru nativii pești care este cea mai importantă structură astral, vorbind sigur că da, astrologic vorbind zilele acestea. Nu putem să nu observăm faptul că semnele de apă acum sunt foarte puternic aspectate. Marte în semnul racului și Venus în exil în scorpion. Un Venus care primește aspecte pozitive, puternice de la Pluto și de la Marte și de la Neptun. Deci, aș spune că nativii pești se găsesc într-un într con favorabil din multe puncte de vedere. Cu siguranță există persoane ajutor, avem planete ajutor, cu siguranță există persoane ajutor în viața nativilor pești. Este o perioadă mult mai mult favorabilă decât nefavorabilă. Singura zonă care, să spunem așa, ar putea să aducă un oarecare disconfort este legată de această quadratură și, sigur, de greutatea lui Saturn în semnul peștilor, adică de ceva responsabilități în anumite domenii pe care Universul le alege pentru nativul pește și în funcție de astrograma personală, evident, dar această quadratură Saturn Jupiter, care vorbește despre restabilirea unor principii puțin diferit decât le-au stabilit ei uh, până acum. Nu putem să omite nici forța cu care acest soare conjunct cu Mercur aflat în cădere, în balanță, vine către nativii pești și face puțin mai greoaie găsirea unei vitalități, a echilibru. De aceea, pești în această perioadă au nevoie să stea mult mai mult în natură, să se conecteze cu persoane care sunt optimiste, vesele, care au dinamism, care au putere, care au substanță. Este important să înțelegem de ce în această uh, perioadă uh, găsirea echilibrului și a vitalității pot fi uh, lucruri greu de obținut. Peștii aleg și aleg cu foarte mare atenție prietenii, persoanele cu care colaborează, cu care se întâlnesc și într-un fel este bine să facă acest lucru pentru că știu structura un pic destabilizată de lipsa vitalității care este dată de multe responsabilități pe care le-au adus chiar ultima, ultimele luni, ultima perioadă, dacă nu chiar ultim, ultimul an, ultimii doi ani. Ca atare ei sunt mult mai prudenți cu energia. Nativilor peștii se pare foarte important să-și conserve energia la această perioadă. Dar vestea bună este că nativii pești își vor vedea un vis cu ochii în perioada imediat următoare și acum vorbim și despre lunile următoare, un vis cu ochii pentru că ei chiar cred în acest vis. Un lucru foarte frumos. Da, aici este de fapt cuvântul cheie și îți mulțumesc că l-ai spus. Pentru o zodie atât de idealistă, împlinirea unui ideal este maximă satisfacție. Dar poate fi un ideal de orice fel, poate fi nașterea unui copil, de exemplu, poate să fie o căsătorie, poate să fie un premiu, poate să fie o sumă de bani, adică idealul poate să aibă și un suport material, nu trebuie să fie foarte abstract la urma urmei, dar este foarte important pentru că presupune o validare. De ce este necesară pentru nativul pește această validare? Pentru că în perioada aceasta de incertitudini, de energie în care covârșește normalul, care depășește limitele obișnuitului, nativul pește are pe de o parte foarte multă energie, dar energia aceasta este tulbure. Și îl turbură foarte tare, deci îi afectează uh, foarte tare însăși bazele funcționării de zi cu zi. Dacă nativului pește îi lipsește partea de solarizare, care poate veni din citirea astrologică, dar poate veni și dintr-o credință spirituală autentică, atunci viața lui este foarte grea, este într-un flu. E în nelămuriri, foarte multe nelămuriri în perioada aceasta pentru nativul pește, care este tentat, tras în o mie de direcții, de tot atâtea dorinți, care aparent sunt și justificate. Deci, foarte important pentru nativul pește în perioada următoare să găsească exact lucrul cel mai important din viața lui pe care dorește să îl termine, să îl înfăptuiască, să ajungă cu el la capăt, la liman, pentru că odată făcut acest lucru o să aibă beneficii și spirituale și materiale. Care acesta, fiecare nativ pește știe, pentru că au în față multe, măcar trei. N-am vă, văzut până acum o persoană să nu aibă măcar vreo trei tentații principale, nu mă refer la nativi pește. Dacă reușesc să găsească pe aceea care e și împlinitoare, wow! Deci, în primul rând, va fi o eliberare, că se ridică o tensiune, o greutate. Și va fi și o recompensă, și materială, și spirituală. Și lucrul ăsta îl va ajuta enorm pe nativul pește să reziste perioadei următoare, care va fi o perioadă și de împliniri, dar și de încercări. Deci este paradoxal uh, pentru situația. Da, pentru pești mi se pare foarte puternică și interesantă această trină între Neptun, guvernatorul lor, în semnul lor, pe ultimele grade și. Venus, octava superioară a lui Venus, știm că este Neptun, deci un trigon superb între Venus și octava lui superioară Neptun, cu Neptun în semnul noastră, este imposibil ca peștii să nu aibă o interacțiune cu persoane care sunt de bun augur, care sunt persoane protector, persoane ajutor pentru ei în această perioadă. Sigur, din partea acestor persoane, de -a analizat sfaturile care vin din partea acestor persoane sau, um, nu știu, preocupările sau Factorul de sprijin, poate chiar sprijin emoțional cu care uh, vin aceștia. Deci, cu siguranță va exista o zonă de sprijin, o zonă de confort sufletesc emoțional cu care vine acea persoană către nativul pește. Uh, o conexiune puternică și cu uh, zona de predestinare, pentru că avem Neptun uh, conjunct uh, cu nodul nord, uh, peștii trebuie să uh, urmărească. Cu cu puțin mai mare atenție, acele persoane care îi protejează energetic. Pentru că apar, încep să apară. Neptun devine din ce în ce mai puternic, cu cât se apropie mai mult de Cuspidă, de fapt este aproape de trecerea către Berbec, dar este chiar pe Cuspidă, cu cât se apropie mai mult, deci cu fiecare zi care trece și din apropie de 2026, nativul pește trebuie să identifice persoanele protector, persoanele ajutor. Ei deja s-au cam despărțit de acele persoane care îi, le erau mai puțin favorabile, să spunem așa. Este ca o lumină pe care nativii pești încep să o întrevadă și își fac ordine și în principii, și în preocupări, se organizează și pe acele domenii care au rămas mai dezorganizate. Trebuie folosite zilele acestea pentru că sunt zile în care foarte favorabil celor care au preocupări pe zona ezoterică, celor care practică lucrurile acestea. Care ți aduc informații din, mai puțin, să spunem, din lumea concretă, mai puțin concretă, dar informații foarte valide, se primesc informații zilele acestea, putem fi chiar uh, prinși așa, într-un soi de uh, infuzie din asta energetică, adică să aflăm răspunsul unor probleme care ne macină de multă vreme. Deci este suficient ca un nativ pește să stea puțin în introspecție, să stea puțin liniștit într-o zi, să pună o întrebare așa, să o adreseze uh, către univers și să primească răspunsuri până la sfârșitul uh, zilei. Deci o perioadă extraordinar de puternică din punct de vedere al uh, comunicării cu alte dimensiuni, al, din punct de vedere al zonei ezoterice, al întâlnirii cu oameni care au preocupări similare. Peștii sunt foarte doritori să împărtășească tot felul de idei comune cu uh, cei cu care au uh, această nu au conflict de interese și <gânt> au o chimie sufletească și empatie foarte puternică. Oricum, interesante zilele următoare. Lucrețiu, mulțumim foarte mult pentru, pentru toate sfaturile pe care le-ați dat. Mulțumesc și eu. Mulțumim mult! Trebuie să urmărim cu mare atenție tot ceea ce este pe cer acum. Perioada este foarte generoasă cu noi, primim practic sfaturi în fiecare zi din Univers și comunicăm, fără să ne dăm seama neapărat, cu toate aceste forțe planetare. Mulțumesc încă o dată, ne revedem și sâmbătă următoare, la revedere!